Acum doar minge pe stânga. Fedorov avansează. O centrare bună a lui Fedorov respinge în primă fază Calancea. O face în spate pentru Teodor Lungu. Hai să vedem un șut de la distanță. Bun șutul lui Lungu. Primele șase clasate vor disputa. Urcărevenco cu mingea la picior. Nu prea are cum să-i paseze. Dar îl găsește foarte bine pe Fedorov din prima cojocar, un careul advers. Cornurile de până acum au fost executate de acolo. Fedorov înalță mingea. Graur se înalță. Mingea ajunge până la Boș pe partea stângă. Calăgiolul șut de la distanță foarte bun și gol pentru Sfântul Gheorghe. Este de necontestat și execuția jucătorului de la Sfântul Gheorghe. Să vedem replica celor de la Petru Cub, Bânzaru, șut pe jos. Centrează Bejanu, reluare cu capul al lui Yasir Doana, european, în cadrul diviziei B. În meciul final, de o pierdere foarte mare, zic eu, pentru formația din Hâncești. Lângă el Iosipoi, Bejanu încearcă să verticalizeze spre centru. Pasă foarte bună pentru Ambros, Ambros în care o advers. Ambros șutează direct în brațele lui Nicolae Calancea. Acum centrarea lui Ambros, minge înălțată la finalizare. Bună fază de atac, o nouă fază bună de atac pentru formația gazdă. Acum pot pleca pe contraatac cei de la Sfântul Gheorghe. Pareli scapă de marcajul lui Revenco. Pareli are doi cochipeli, Pareli șutează. Cel de-al patrulea arbitru se arate în toate direcțiile modificările pentru că intre posesia mingii, o face în careul advers, doi jucători de la Sfântul Gheorghe și 2-0 Gibril Ibrahim după un contraatac școală. Lui Ambros. Ambros se descurcă în fața lui Sfinarenco, lasă balonul pentru Revenco, centrează acesta, minge ajunge la Bejan, la colțul lung. Un nou contraatac pentru cei de la Sfântul Gheorghe, poziție regulamentară pentru Ibrahim. Acesta a apucat să și șuteze. Centrare înaltă, se înalță și Mudrac. Bejan. Cojucarul lasă mingea pentru Iosipoi. Lipsit și de noroc de altfel astăzi jucătorii formației din Hâncești. Lupan. Lupan, să vedem șutul acestuia. Mingea trece însă pe lângă poarta lui Calancea. Ibrahim în duel cu Plătica. Foarte bine intervine fundașul lui Petru Cuba. Alergă acolo Plătica. Îl deposedează și pe Paerele. Iată că la capitolul șuturi pe spațiul porții 5-4, un procent de 50%.